Consilierii opoziției au votat în cele din urmă în favoarea proiectului privind reabilitarea unor drumuri județene printr-un program guvernamental. După ce proiectul a fost blocat timp de 3 săptămâni, consilierii PSD și PNL au votat în favoarea proiectului cu condiția ca pe listă să fie adăugate alte 4 obiective. Este vorba despre drumurile județene Pleșești-Vulturești, Dolhești-Forești, Comănești-Bălăceana și Preutești-Fălticeni. Acestea vor fi însă reabilitate abia când se vor găsi banii necesari pentru executarea lucrărilor. Consilierii județeni din opoziție spun că au votat pentru acest proiect pentru a demonstra că nu se opun investițiilor pentru dezvoltarea județului, dar au precizat că vor să fie băgați mai mult în seamă de conducerea Consiliului Județean. Să nu credeți că puteți să faceți singur sau numai dumneavoastră pe DLO tot ce vreți. Mai suntem și noi. Trebuie să fim băgați în seamă opoziția, pentru că vedeți și dumneavoastră. Unde aveți 50 plus 1, mergeți într-o veselie. Unde 2-3, încercați să o scârțiți sau să ne păcăliți cumva prin toate felurile de tipuri politice, să mai știu ce. Și noi dorim ca să nu pățim ce am pățit până acum prin această influență politică. Uitați, domnule, opoziția nu vrea să facă drumuri. Uitați că ei sunt împotriva reconstrucției acestor drumuri. Păcat că s-a ajuns la acest lucru. Puteam să ne întâlnim înainte de propunerea acestor drumuri. Vineam și noi cu niște propuneri și poate rămâneam la modul de 7 drumuri și nu acum 11. Pentru că așa mi se pare normal și omenește, să ne consultăm. Pentru asta suntem aici. Dacă credeți că nu aveți nevoie de noi ca opoziție, spuneți și mergem acasă. De ce să venim aici ca simpli figuranți? Între timp, licitația pentru modernizarea drumurilor Frasin-Ostra, Panaci-Glodu, Panaci-Bilbor, Grădinița-Coșna, Suceava-Udești-Liteni-Dolhasca, Mitocul-Dragomirnei, Mănăstirea Dragomirna și Câmpul Moldovenesc Stulpicani a fost deja organizată, iar lucrările ar putea începe în luna iunie. Noi, în strategia de modernizare a infrastructurii județului Suceava, am propus spre Ministerul Dezvoltării 19 drumuri județene care să fie modernizate. Într-o primă fază, prin indicatori tehnico-economici aprobați de Ministerul Dezvoltării și Turismului, sunt 7 drumuri. E un proiect de hotărâre astăzi cu încă 4 drumuri și sigur că personal mi-aș dori și cred că fiecare dintre dumneavoastră toate drumurile să putem să le modernizăm prin diverse surse de finanțare, fie bani europeni, fie prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii, fie prin alte surse, ca să reparăm puțin infrastructura județului Suceava de drumuri. În afară de asta, vreau să știți că s-au aprobat și 11 localități care vor avea modernizări de străzi. E vorba de Rădăuți, Broșteni, Bogdănești, Liteni, Frasin, Zvorâștea, Mușenița, Zamostea, Bălcăuți, Cașvana și Vicovu de Jos. Votul consilierilor județeni din opoziție a fost supravegheat chiar de liderii PSD Suceava, Cătălin Nechifor și Ovidiu Donțu, și de președintele Organizației Județene a PNL, Alexandru Băișanu.